Imamul și mâncarea de dovlece. Într-un sat se stabilise odată un imam care cerea de la binecredincioșii musulmani să-l hrănească cu rândul. Într-o zi de vineri, urcat la învoul geamiei, imamul, în predica sa, îi povățui așa: trebuie să ne stăvilim pornirile noastre prea pământești spre lăcomie, fraților, să nu ne socotim prin disprețul nostru nimic din câte se află în lumea asta pentru a ne îndestula foamea. Ia de pildă dovlecelul, și el e o legumă ce se trage direct din rai, al mânca nescârbit e o faptă de bună credință. Atât le-a trebuit sătenilor să tui să-l tot hrănească cu bunătăți pe imam. Fiecare dintre ei, cum le venea rândul, îi duceau acestuia pe tipsie mâncare de dovlecei. Azi așa, mâine așa, imamul se sătură până peste cap să tot înghită același fel de legumă și le grăi. Ei bine, credincioșilor care mi-aduceți în fiecare zi o mâncare de dovlecei, vă spuneam eu mai zilele trecute că dovlecelul e o legumă a raiului, că al mânca e o faptă de bună credință, da, dar luați aminte, tocmai pentru că e o legumă ce se trage direct din rai, a te înfructa din ea fără rost, zi de zi, ajunge să fie un păcat. Căci ce e venit din rai pe pământ nu se cade a fi folosit ca un lucru obișnuit. Eu, de pildă, mă mulțumesc și cu o mâncare mai puțin sfântă, cum ar fi, să zicem, o obiată găină. Noi nu vrem să ne socotim o față cinstită ca a ta, om al raiului, strigară în cor țăranii. La un om sfânt se potrivește o mâncare la fel de sfântă. Să mai zică ceva imamul? După alte câteva zile, când văzu că numai de dovlecel are parte, se strămută într-alt sat spre mulțumirea țăranilor bucuroși că au scăpat de un trândaf și un fățarnic.